Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut, domne, ce sinistru a fost la Tecuci, unde a luat foc grătarul de mici în bloc? Da, mă, ce-o fi la Tecuci acolo, păi după ce le-a furat statuia. Da? Păi nu era... Mă, statuia nu era la Tecuci, al lui Ștefan cel Mare? Nu știi că a spus că au găsit-o plină de muștar? Zicem noi la deșteptarea despre propune. Trebuie să ne descărcăm memoria, că altfel se arde, se ard circuitele colegului rău săpate cu... Da, zic bine, nu? Da, da. Da. Statuia lui Ștefan cel Mare, de 1,5 metri și... Da. Nu, de 3 metri și 1,5 tone. Incertă. Care a dispărut, aia și de ca bronz. Și ca dimensiuni și ca tot, da. Mai cred că era nuscătorie aici. Show. Deci pentru ce... A vrut să mușamalizeze cazul. Pentru ascultătorii care nu cunosc subiectul, a fost o știre... Cred că a fost în deschidere sus o traumă națională, pentru că de la un grătar cu mici, într-o uscătorie de bloc, la ultimul etaj, a luat foc, practic, cuperișul blocului acolo. Era un incendiu mare de tot. Ce flăcări erau, tată! Da, da, da. Total neprofesionism, cum să-ți ia foc grătarul în halul ăsta? Dar și ăia, mă, auzi? Deci uscătoria nu era pe un balcon sau pe o terasă sau pe ceva de genul ăsta, era într-o încăpere. Aia totdeauna uscătoria e încăpere. A, mai au și balcone uneori, nu? N-au balcone. Nu. Eu n-am văzut uscătorie cu balcon niciodată. Bun. Deci e un paradox aici. Yeah. Te-ai aștepta să fie cu balcon. Da. Adică mai degrabă pe balcon. Și cum au făcut focul? Au făcut grătar în cameră, practic. De frig. De frig la Tecuci, cred că e frig. Păi... Grătar agiu adevărat, el nu se teme de frig. Ploaia îl încurcă. Dar nici de foc nu se teme. Nu. Dar la obor are balcon la mici acolo sau... De ce trebuie balcon? Nu mă, dar nu zic, dacă faci în clădire, adică e altă... Așa. Atunci mai degrabă nevoie de balcon. Vezi cazul Gigi Becali Marriott. Da, adică, s-a dus pe balcon, da. Păi să ai, adică, ca să ai tiraj. Exact, un exemplu. Deci cum, ce-a fost în mintea acelor oameni? Eu asta nu reușesc să înțeleg. Momentul în care ei s-au strâns așa vecinii și au zis, faceți noi un grătar azi? Da. Unde? Păi în față, ca de obicei, nu o facem în față, că e urât. Și vin ceilalți vecini, facem la noi. Hai în uscătorie. Adevărul e că niciodată eu n-am înțeles care e sensul uscătoriei. Dar uite că sunt cetățeni, se pare, care folosesc uscătorie. Mă, cine usucă rufe în uscătorie? Se usucă, ți le fură. Nu e adevărat. Sau nu știu, adică nu mai simți safe. Eu în blocul în care am stat aveam uscătorie. Și o foloseai? Da. Serios? Aveam balcoane, unde să usuc? La noi e uscătorie în bloc. Da? Da. Dar la ultimul etaj, ce am remarcat la Tecuci, că uscătoria, flacăra, era între două balcoane ce păreau locuite, adică e la etajul 4 din 4. Da. Și părea că sunt cetățeni stânga-dreapta de uscătorie. Se simțea apărată. Cred că e cumva dacă să fie încălzită. Încălzită. La mine uscătoria e la ultimul etaj, etaj tehnic, e gol. Și e numai uscătoria, care e goală. Și da. E păcat de spațiu ăla. Bun, deci intri într-o încăpere și practic, ce să zic, cât o sufragerie, cum ar veni. O sufragerie de bloc. Da. Și aduci un grătar și dai focul în sufragerie. Deschizi fereastra, de eu ce? Eu cred că au avut și ghinion, că nu înțeleg cum să fi luat foc. Acolo nu-i nimic, nu-i mobilă, nu mai teoretic. Știi? Poate ori fi fost trufe la uscat. Dar Tecucenii, cine știe ce-l fi făcut acolo? Nu. Da, zeci de oameni s-au autoevacuat din bloc, au sunat la numărul 1 de urgență 112, măcar erau cu burta plină, mă gândesc. La fața locului au intervenit autospeciale, bla bla, incendiu a fost lichidat după aproximativ o oră. Micii fiind lichidați ceva mai de vreme, mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.